Lovituri pentru Benjamin Netanyahu, o putere a lumii refuz mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Premierul japonez Shinzo Abe a respins marci un posibil transfer al ambasadei Japoniei la Ierusalim, după exemplul SUA, în cadrul unei întrevederi cu presublinieredintele autorității naționale palestiniene, ANP, Mahmoud Abbas, la Ramallah, informează AFP, citând agenția de presă palestinian Wafa. Shinzo Abe, care efectuează un turneu în Orientul Mijlociu, l-a asigurat pe Mahmoud Abbas că Karasa nu intenționează să urmeze exemplul Statelor Unite, care au decis să sublinierei transfere ambasada la 14 mai de la Tel Aviv la Ierusalim, fapt ce a provocat indignarea palestinienilor, potrivit Wafa. Cu această ocazie, subliniereful guvernului nipon a reafirmat sprijinul țării sale pentru crearea unui stat palestinian independent în cadrul soluției bazate pe coexistența a două state, mai informează agenția de presă palestiniană. La rândul său, liderul ANP a declarat că palestinienii sunt gata să coopereze pentru succesul oricărui efort internațional în cadrul unui proces politic cu condiția ca aceasta să se bazeze pe dreptul internațional sublinierei pe crearea unui stat palestinian. Negocierile israeliano-palestiniene sunt în prezent complet blocate. Palestinienii îi boicotează de asemenea pe emisarii americani în semn de protest fac de transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, o măsură denuncat de palestinieni sublinierei salutat de israelieni. Premierul nipon urmează să aibă o întâlnire miercuri cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, la Ierusalim, a anunțat Ministerul de Externe israelian. Relațiile între Israel sublinierei Japonia sunt foarte bune. Cele două țări cooperează strâns în domeniile comercului, economiei, sectorului informatic, subliniere princei sublinierei sănătății, ceea ce se traduce prin investiții ale societăților japoneze în tehnologia israeliană, a adugat un purtător de cuvânt al ministerului citat. Netanyahu a efectuat o vizită în Japonia în 2014, în timp ce Abe a vizitat Israelul sublinierei teritoriile palestiniene în 2015. În actualul turneu, înainte de a ajunge în Cisjordania, prim-ministrul japonez a efectuat o vizită în Emiratele Arabe Unite, sau, sublinierei Iordania. Duminic, o reuniune quadripartit Japonia-Iordania-Israel ANP a avut loc în Iordania pentru a examina o inițiativă numit Coridorul pentru Pace sublinierei Prosperitate. În acest context, ministrul de externe nipon Taro Kono a declarat că respectiva inițiativă, care are drept scop promovarea cooperării regionale, inclusiv crearea unui parc agroindustrial în Cisjordania, este pe calea bună. Asistăm astăzi la rezultate tangibile. Eforturile noastre au început să dea roade, a afirmat Kono, apreciind că această inițiativă este vital pentru dezvoltarea economică a teritoriilor palestiniene sublinierei Vei Iordanului, anunță Ger Press.